am temperatură. De-aia fac așa. De-aia fac așa, fac așa. Treaba mea ce temperatură am. Am destulă încât să împart la toată lumea. Aseară, când virusul încă încerca să pătrundă în citoplasma celulelor mele, străbătând prin membran, a venit și zierile. A venit laptele! Laptele! Vai, cât m-am bucurat! Nu pot să spun numele ziarului, deși îmi vine... Știți, așa îmi vine să țip. Că nu pot să zic de ziar, deloc. Aș putea, dacă aș vrea, dar nu vrea. Vrei. De ce să cip-cirip, să fac reclama la ziar? De ce? Cât de rău am ajuns, stimați telespectatori. În căutarea ratingului pierdut. De Teo Trandafir sau de cine? Stai. Da, de... De niște... De Maria Bogdan și Denis Rădulescu. Așa să vă ajute Dumnezeu, sfântă zi de azi. Teo a ajuns să facă naveta între Ungaria, în Ungaria pentru filmări. Până aici e ok. Naveta în Ungaria mi se pare super beton. Unde m-a enervat pe mine? Navetă spațială. Mulțumesc foarte mult. Cu toate că mulți o condamnă pentru deciziile profesionale luate în ultima perioadă, Teo nu dă înapoi. Dar de ce să mă condamne pe mine pentru deciziile? Câte șuturi mi-am dat eu? Cine să mă mai condamne? Adică, pentru ce? Nu înțeleg. Am înțeles, am făcut ce am făcut, am dres ce am dres, am greșit ce am greșit, reparăm ce am așa, gata! Las-o cum a picat! Nu, n-ai să vezi. Trebuie să dea și ei cât un șut, că nu se simt bine. E, dar poate le dau și noi lor, știi? Și dacă le-o da și noi lor, poate nu o să le convine. Ea acceptă orice ofertă și nu mă interesează gura lumii. Mă, a lumii nu. Mai mult, proaspăta vedetă Prima TV se arată dispusă la sacrificii, cum ar fi naveta pentru săptămânal între România și Ungaria pentru filmări. Unde m-a enervat, unde m-a... Pentru ea, zice așa, banii nu mai sunt o prioritate. Pentru mine nu mai sunt banii o prioritate, pentru mine? Pentru mine întotdeauna banii sunt prioritate. Mi-e foame, sunt grasă, mănânc mult, am nevoie să cumpăr pâine. De să mă să-mi cumpăr Kaiser. Cu pâine, să fac sandvișuri, cu pâine, cu unși, cu Kaiser. Sunt disperată, sunt condamnată. Sunt desperată după Kaiser, după rating. O felie de rating, o felie de Kaiser, o felie de unși, o felie de pâine. Deci nu numai că nu mai vreau bani, asta n-ar fi o problemă. Cel mai important lucru pentru ea, adică pentru mine, este să pluseze la notorietate. Bă, așa m-a întristat, așa, pe dinăuntru. Stai că... Acum, sincer, nu înțeleg. Sunt atâta de bătrână, pe cuvântul meu. Uite, hai să vă dau un exemplu la întâmplare, care îmi vine în cap acum. Cum ar fi, să zici, reducând, desigur, proporțiile în ceea ce mă privește, că eu sunt, vai de steaua mea, uite, Maria Ciobanu. Ce-ar fi acum să zici de Maria Ciobanu că vrea să pluseze pentru notorietate? Nu se poate, nici eu, așa cum mă vedeți. Ultimul om. Pe cuvântul meu, dacă te duci la Rădăuți și întreb 10 oameni, auzi vreunul de Teo Trandafir, unul zice, am citit ceva în ziar. Deci, adică există, nu mai trebuie acum să fac naveta pentru notorietate. Vreau să fac emisiunea, îmi place. O să-i rupem pe micuți, adică sunt fericită. Fiți atent aici, că aici mi se pare, chiar dacă la început vedeta, vedeta sunt eu, da? Eu sunt aia cu notorietatea. Ori sunt vedetă, ori plusez la notorietate, eu v-am explicat ieri că sunt autor. Aceasta este o emisiune de autor. Ai înțeles? Mulțumesc. Chiar dacă la început vedeta a ezitat să te implice, se pare că cei din conducerea Prima TV au obligat-o pe Teo să accepte. Adevărul este mai crunt. Împreună cu baletul și cu tanța ne-au băgat într-o cameră frigorifică. Și cu operatorii eram toți acolo și au stins lumina. Și ne era frig și ceream îndurare. Rating! Kaiser! Unt! Kaiserslautern! La un moment dat, tanța a zis, nu ne lăsăm! Mai bine crăpăm și înghețăm! Și am zis, nu, mai bine trăim și ne umilim. Și am deschis ușa camerei frigorifice și am zis, da. Vreau să fac navet.
ăștia au nebunit de tot, pe cuvântul meu de onoare. La început, a, că am bani puțin, nu-i problemă, că știți cum când la metrou, fai de cap. Deci când la metrou, ce să cânt eu la metrou, Barbu? Da, da, mamelor din lumea întreagă, eu vă dau singur nu, sfat. Nu, mă, nu, mă, asta lăsați copii pe stradă din cauza lui bărbat. Sunt oamenii plictisici, deci, nu. Copilul, fără mamă. Eu zic cu copacul și cu păsărica. Asta cu păsărica tot timpul mi-a dat mie un fior, știi? Ce, mă, că mă, păsărica își mută cuibul, nu face nimic altceva. Dar stai, cum era? Stai așa. Păsărica, mută-ți cuibul. Așa. Păsărica, mută-ți cuibul. Așa. Și te duc. Mai departe nu mai știu textul, dar... La păsărica, mută-ți cuibul și te duc. Pot să prestez și am iubit doi ochi albaștri, deci... nu-i problemă. Ce vreau eu să demonstrez? Ce vreau eu să demonstrez? Ziare de tipul ăsta au făcut de rușine o presă întreagă, pentru că eu am acceptat să lucrez la Prima, mi-am dorit să lucrez. E o plăcere pentru mine să fac și emisiunea asta, și aia din Ungaria, dacă mai dă cineva ceva, la ce nevoie de bani am, mai prestez. Dar e urât așa. Și culmea e că am înțeles că nu scriu ei de la ei, dar cum? Ci că primesc ordini. Deci sună cu tare, înțelege, alo, redacția cu tare? Avem și noi o problemă cu o colegă. Da, și ce vreți să-i facem? Gradul 1, gradul 2 sau gradul 3 cu spânzurătoare? Gradul 2 și dacă nu se potolește, gradul 3 cu spânzurătoare. Deci nici măcar drept în capul lor nu ne înjură. Înjură, mă, că-ți vine, că-ți arde. Că vrei să moară, să piară, să facă, să dreacă. Da, așa? Articolul asta cine a zis, măcar nu te înjură, e o constatare făcută prost. Din imaginații, din coșmarurile lor. Auzi, când ți-am dat ultima pereche de cercei, n-ai zis că sunt sărătocul. În schimb a apărut și într-un ziar frumos. A apărut și într-un ziar frumos, păcat că nu e același target. Dintre martie, în fiecare seară de luni, Teo Trandafir va prezenta la Prima TV show-ul Momentul Adevărului. Dar de obicei adevărul plictisește. Citește și titlul, că ăla e frumos. A, e o problemă. Yes. Teo, rol de Jerry Springer la Budapesta. Ce se întâmplă cu Jerry Springer, acest băiat? Eu i-am luat interviul lui Jerry Springer. Și el s-a lăsat. Aplauze, că vă strâng de gât. Și... el nu numai că s-a lăsat intervievat, dar a fost și foarte drăguț și m-a învățat cum să fac televiziune. Lucru pe care îl veți vedea în scurtă vreme. A stat cu mine exact 16 minute. Deci de la el am învățat să și respir. E destul 16 minute, da, să știi. Depinde în ce dispoziție vii, știi? Stimați telespectatori, am văzut venind în emisiunea noastră o domnișoară slabă, blondă, care se ducea să se așeze și eu știam că vine Daciana Sârbu, care e însărcinată și am vrut să-i fac să se ducă mai încolo, că vine invitata. E, ea era invitata, dar că din spate nu se vede. Este însărcinită, cum zicem noi, în 8 luni, de la Nora Seruții ni se trage, că Nora Seruții a venit și a spus, vreau să vorbesc românești. A vorbit românești mult timp, spus ceva cu nunt, cu asta, te ace și mă întreabă, ai înțeles ceva? Nu. Ok. Ideea este că eu sunt însărcinită. Și a rămas însărcinită forever. Nu ea, cuvântul la noi în redacție. Am primit o poveste minunată pe care trebuie să o aflați de la noi pe adresa teolive@primatv.ro. Un tânăr dansator de 15 ani împreună cu partenera lui o să ne demonstreze imposibilul. Lucru pentru care invit și baletul să ia loc, să învețe, băi, că tânăra generație... au venit însoțiți. Deci, formula e așa. Elena Voinea este cea care ne-a scris, Ala Pihuț este coregrafa, Adrian Nicolae Perian este băiatul și Ștefania Alexandra Voinea, după părerea mea, este partenera sa. Directement de Paris, nous sommes l'aéroport d'Otopène. Directement de Paris, tout le monde aici. Directement. Une très frumeuse présentation de lingerie intime. În doi par. Premier par, deuxième par. Nu, nu, nu. Tu le par, dar în doi par. N-am înțeles nimica. Niște prea frumoase lingerii intime care vor intra în două părți. Alina Grina este designer de lingerie intimă și vine să ne explicăm ce vedem. Și mai ales în cazul în care operatorii vor cădea răpuși de pofte trupești. Ne va arunca, nu-i așa, cu apă rece în cap. Păi, Alex... Alex,
își lansează la noi în emisiune o nouă piesă. El este însoțit de cei patru dansatori ai săi cu care au făcut un mișto dement, lucru pe care o să-l puteți vedea dacă vă uitați pe teolifeshow.ro, că i-am filmat. De asemenea, dacă tot doriți să filmați și dumneavoastră ca mine, trimiteți un SMS pe adresa 1228 cu textul Teo. Și odată pe săptămână, pro.ro vă oferă o frumoasă cameră de luat vedere, astfel încât puteți să filmați. Cât sunt de răcită, cât sunt de bolnavă, cât sunt de nervoasă pe ăștia de la ziare, cât au putut să mă enerveze, cât au putut să mă jignească și să mă aia în ultimul timp. Și să mă aia în ultimul și timp. Și n-ai mai zis ceva. Și n-am mai zis. Că am zis că să fiu o doară. Să vor care nu mă dezbrac de caracter și iau dafira pe păr, vă rog foarte bine. Pe cuvânt, cum să zică de mine că sunt amărâtă și sunt amărâtă? Adică dacă vrea cineva să mă ia de nevastă și miliardar, îl aștept pe pauza publicitară. E adevărat? Pe care îi recunoști imediat și după față, și după nume, și după mers, și după port. Daciana Sârbu face parte dintre ei, probabil te ajută foarte tare și fața. Mulțumesc! Ai mare noroc că ești frumoasă, pentru că, nu știu dacă ai observat, politicienii trecuți de o anumită vârstă, de o anumită greutate, de un anumit standard, toți par la fel. Știi? Și vezi în sălile alea. Toți îmbrăcați în costume negre, da, da, și da. De obicei bărbați, cei mai mulți. Bărbați, exact. Iar femeile și ele, după ce trec de o anumită vârstă, devin un pic mai înverșunate. Și în momentul în care o femeie devine prea înverșunată, în condițiile în care nu mai are 20 de ani, nu e o bucurie pentru un ochi ostenit, recunosc. Da, na, se mai întâmplă. Sunt zile așa și zile așa. Mai contează și ce spui, adevărat, că da. Mai ales la noi ar fi cel mai important ce spui și cum gândești și, până la urmă, ce ai făcut și ce urmează să faci. Că dacă te ajută doar fața și notorietatea, că tot vorbeam de... Notorietatea nu mi se pare că se câștigă degeaba. Nu, dar se câștigă cu un preț și l-am plătit și eu, ca și, ai văzut, ca și tine, sigur nu la același nivel, dar cu răutățile... La început m-am obișnuit greu, acum le ignor. Pe tine te enervează mai tare cele personale sau cele profesionale? La început cele personale. Acum am instituit un embargo, ca să spun așa. Nici la început n-am fost foarte deschisă, dar am spus că pot să ofer câteva informații discret, așa, da, despre ce fac eu. De... Te hăituiesc mai puțin. Da. Mergi pe teoria că dacă le dai tu, nu te mai chinui atât de rău. Dacă le dai tu, urmează și continuarea. Da. Vor mai mult și dacă nu primezi mai mult, atunci inventează. Da. Și în momentul în care am spus gata, nu mai vreau să spun nimic despre viața mea, ce fac, unde merg, în câte luni în sunt, asta nu se poate ascunde, n-ai nici Nu, asta sunt lucruri normale până la urmă și dacă am trăit într-o lume normală, poate că ar fi mai ușor de spus că am și eu aceleași probleme ca toate femeile însărcinate, da. Că am avut aceleași probleme la muncă, cum sigur le au și ele, să nu lipsești mult, dar ai grijă, dar de ce, dar de ce acum și nu mai târziu? Am văzut la televizor odată două tinere doamne politician care îi spuneau lui Gheorghe că și-au și găsit cui să zică. El își planifică să facă niște copii între mandate. Gheorghe, știi sau nici nu e femeie, să zici, care avea așa un penchant, o aplecătură către ale noastre. Sunte, Gheorghe, și așa. Și cum să faceți copii între mandate? Păi zice, să ne stricorăm și noi, știți, cu... Tine, bag de seamă că nu prea ți-a păsat. Nu, chiar mi-a dorit foarte mult un copil și... Sigur că a nimănit și cu perioada campaniei, a fost foarte greu. E și mandatul meu foarte scurt la Parlamentul European, un an și jumătate, și atunci te spuneam că nici nu pot să lipsesc foarte mult. Abia acum mi-am luat concediu, deși nu era foarte indicat să mai fac drumuri cu avionul. Dacă am fost sănătoasă și tot a fost în regulă, le-am făcut până la momentul la care mi-a fost interzis total. Stai 2 ani acasă după aia? Nu, n-am cum. Post-natal? 2-3 luni, probabil, da, nu mai mult. Mandatul meu de un an jumate, deci n-am cum să stau. E adevărat. Dar dacă stai și planifici, ajungi niciodată la un moment dat că îți dai seama că n-ai făcut nimic până la urmă. Sigur, o carieră, dar cea mai mare bucurie... Da, e adevărat. Până la urmă ai pierdut-o și n-am vrut să țin cont de asta. Și dacă nu mă simțeam bine, aș fi renunțat, probabil. N-aș mai fi participat nici la alegeri, nici... mai am timp, am 31 de ani, deci... Da, de copii era mai greu să am timp mai târziu. În locul tău m-aș fi gândit deja să mă duc să nasc la Paris, să
într-o soluție salină, cu un pH de nu știu ce, pe cuvântul meu. Eu cred că aș fi făcut din chestia asta cunoscută o mare problemă pentru familia mea. Păi și eu am făcut-o. Și eu o mare problemă, că cât te apropii de momentul respectiv, atât ești mai panicată, te întrebi oare cum o să fie, unde, la ce spital, în ce țară? În ce fel. În ce țară nu m-am mai, n-am mai discutat, pentru că era foarte clar că aici. Că vreau să vorbești fie... serios? Da. Nu, oh. Tac! Tic, tac! Și, și nu, nici nu fac, m-ar deranja. Evident că ar exista comentarii dacă aș face în altă parte, că uite, n-a putut ce, să... Ce poți să spun, a făcut-o în altă parte, dacă înțelegi ce vreau să zic? Și nu mai comenta nimeni. De fiecare dată când a vrut-o, a făcut-o în altă parte. Principalul motiv este că aș vrea să fie familia lângă mine și că e destul de greu să mergi în altă, să vii de acolo cu copilul după, nu știu, o perioadă. A naște Delia. Și hai să ne ducem care cu furci, care cu topoare, să o vedem pe Delia. Bineînțeles că nu ne-au dat voie să o vedem, dar nimeni nu era lângă ea și Delia plângea la telefon și zicea: te rog, vino și acoperă-mă cu ceva! E, din momentul ăla am zis sigur că sunt octogenară și nu o să mi se mai întâmple, dar în cazul în care voi rămâne însărcinată, nasc în Papua Noua Guinee, departe de această țară. Doamne, ferește să fii bolnav în această țară. Da. Sau să trebuiască să naști, sau... Sau să trebuiască încărcătorul de telefon în această țară. Să vrei să stai cu copilul în aceeași cameră. Și asta e o problemă, am înțeles. Există puține maternități care încurajează... Nu încurajează. Această metodă. Pe mine m-au lăsat să văd copilul, pe ea nu. Da. E adevărat, exact, că eu sunt doamna Teo și am relatat de la locul faptei. Da. În sfârșit, important e că totul e bine, că tu te simți sănătoasă, veselă, da, și așa, și că nu te mai persecută presa foarte rău. Nu. O perioadă, nu știu cât... Cât ori să te lase. Da. Îți dai seama că după ce o să se întâmple fericitul eveniment... O să urmeze întrebări. Dar cum e cu botezul? Hăituiala cu copilul. Da. Să vedem copilul. Copilul are două mâini și două picioare. Nu, 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 nu. Vrem poze cu copilul. Da. Deci, tu peste două luni, când o să te întorci la serviciu, te-ai gândit la planul B, ce o să se întâmple, cum... Presum, da, că te-ai gândit, că nu am inventat eu apa caldă. Din fericire, mama e pregătită să mă suplinească, că nu o să mă locuiască, dar o să fie mai greu pentru mine, că probabil o să fie dificil să mă desprind de casă, dar naveta mai des decât până acum. Chiar? Și cam cât mai durează naveta? Păi durează până cât la... durează mandatul, până în iunie 2009. Da, mâine, pe mâine. Da. Am priceput. Revenind la presă, că acum mă vezi că sunt puțin setată. Și ne înțelegem pe subiectul ăsta. Da, la capitolul ăsta n-avem ce să... Pe mine cel mai rău mă enervează, și o să te rog să-mi spui dacă și pe tine la fel, presa care nici măcar nu se deplasează. Există ziare de 3 lei care se deplasează, adică îl vezi că s-a chinuit, ți-a intrat în curte, ți-a violat intimitatea, dar a făcut ceva. Adică a venit și te-a pozat pe tine cu pantalonii uzi. Bă, a făcut o treabă. Sau măcar știu ăsta, ce ora e emisiune. Înțelegi? Ăștia de, i-am citat eu acum, stau în fund așa pe scaun și sunt... Despre ce să... Nu ne-au sunat... Parcă ne-au sunat să o băgăm în fasole pe doamna Teo, da. Și ce să zicem? Păi zicem și noi că n-are rating, că n-are bani, că n-are timp, că n-are viață, că n-are... Și așa își câștigă banii. Mie asta mi se pare foarte urât. Îți dau un exemplu. Chiar acum 2 săptămâni eram la Bruxelles și am primit un telefon de la o doamnă, nu dăm numele ziar, care era foarte indignată. De ce am și trecut un proiect de lege prin care am mărit pensiile piloților și stewardeselor. Și era foarte indignată cum am îndrăznit să le dăm pensii atât de mari. Și am zis: doamnă, dar dumneavoastră câte ore de zbor aveți? Și a zis: nu înțeleg, faceți glume? Zic: nu, dar de câte ori ați stat în cabină și ați condus, ați pilotat un avion? Păi n-am, zic, eu aș vrea să vă... Măcar să încercați, da, să pilotați un avion, să vedeți ce înseamnă să ai sute de ore și de zbor. Și dacă scăpați, să spuneți și mie, exact, cum a fost. Dacă stai sănătos după aceste sute de ore de zbor și, sigur, momente mai plăcute și mai neplăcute, o să constatați, ca și mine, sper, că, sigur, dintr-un birou la un calculator, e simplu să arunci cu vorbele. Dar
o să constatați că merită mai mult oamenii ăștia decât le-am dat noi, dar poate că totuși un bun început. Nu știu ce să... Da. Ce mă sperie pe mine e altceva, că sigur că de desfințat Fițuici nu e o problemă. Ăla e un ziar de, după părerea mea, care lasă de dorit, ca să mă exprim așa. Ce m-a speriat pe mine, m-am uitat la un matinal astăzi la un post de televiziune care mie mi-este foarte drag, unde se vorbea despre bârfe. Și s-au dus la două țigănși vânzătoare de flori foarte drăguțe și au întrebat pe cine bârfiți noastră. Păi pe doamna Andreea Marin și pe doamna Mihaela Rădulescu. Și ce bârfiți noastră de doamna Andreea Marin? Păi ce scrie la ziare că doamna Mihaela, toată așa, Andreea Marin, nu prea e bună așa zână ea. Așa scrie la ziar. Și dumneavoastră o credeți la care țigan ca pe bună dreptate și aș fi zis la fel. Păi dacă scrie la ziar, cred. Asta mă sperie pe mine, pentru că dacă o să zic într-o bună zi că doamna Mihaela Rădulescu are două coarne pe supăr, păi dacă scrie la ziar, păi nu verifică nimeni. Înțelegeți ce vă spun? Poporul românesc nici măcar nu e pregătit să verifice, să vază. Dreptul la replică nu există. Ba da, există. Ei te fac de 3 lei jumate pe prima pagină cu litere mari și îți dau în peste vreo 3 numere, pe pagina 15, o pasteluță mică așa, de telespectatorii care se uită zic, una, asta a nebunit, că parcă n-am citit nimic despre ea în ultima vreme. Foarte rău. Cred că știi ce urmează, nu de mâine încolo, pentru că am purtat această discuție. Da, poate să te ia pe tine. Eu aș vrea să spun că eu atâta aș dori, ca să nu dau nume de ziare, domnul Brancu! Haideți, domnul Brancu! De restul ziarelor n-am nimic cu ele, restul mi-au pozat copilul în curte. Ok. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Atâta aș dori, pentru că eu astăzi am zis de dorit. Hai să oprim ventilatorul, că sunt efectiv. Ce? Te pus să iei cineva? Pe mine, pe pusei? Dar șovene, tu mă pusei pe mine? Da, își permite. Așa. Aș dori să-i transmit domnului Brancu, pe care îl respect și la emisiunea căruia n-am să mă duc niciodată în viața mea așa să-mi ajute sfântă zi de astăzi, veci pururea mii, niciodată. Și la premiile căruia n-o să mă prindeți niciodată nici cu arcanul, asta mi-e sfânta cruce. Aș vrea să-i transmit din suflet o urare. Știi ce nu pricep eu, apropo de domnul Brancu? Ce vrem, mă? Cum lasă ziarele să scrie? Cum? Asta e durerea mea. Da, asta e durerea mea, pe cuvântul meu. Mă, ție ți se pare normal să zică de mine? Dacă aș zice eu de tine, de exemplu, că ți-ai pierdut din popularitate și așa... Băi, bă, așa să fie. Ar fi în antiteză, ia. Ar fi în antiteză cu realitatea. Asta e durerea mea, i-a plăcut. Știi ce vreau să zic, domnule? La mine poate nu e chiar în antiteză, adică mai e. Eu nu înțeleg. Cum deci lasă ziariștii? Da, hai, du-te tu, că eu zic de la distanță. Du-te tu acolo și eu zic. Își lasă ziariștii să scrie tot felul de prostii. Da-te de lângă copii! Despre tot felul de vedete, pe care după aia le găsești la dumnealui la emisiune. Cum te mai uiți în ochii este lui după vina, ce l-am făcut nu revista? E prost cine cere, prost e cine dă. Că după ce m-a măritat, m-a divorțat, m-a jurat, m-a făcut, mi-a zis că am fost, că am cumpărat, că am vândut, că... Mă cheamă la emisiune. Ce să fac, hă? După ce m-a făcut zgârcită? Înțelegi? După ce... Zgârcită pe tine te-a făcut? Da, a zis că... A, la... Mânca oar, mama, m-a făcut zgârcită, mă, ci că i-am dat omului taximetristului bani mai puțin. Eu am fost atât de zgârcită încât ăla în fața căruia am parcat mi-a furat oglinzile electrice de la mașină. Te-am bătut? Eu n-am avut niciodată oglinzile lipsă la mașină. Ok. Vreau să mă plâng! Vreau să fiu auzită! Flacăra dreptății! Tot îmi vine să ridic, știi, flacăra dreptății! Să se aprindă pentru fiecare dintre cei nedreptățiți! Poți să te ajut? Nu vă mai duceți la emisiunile astea! Domne, nu că vreau să zic, dar ce condiție bună, ai mai spart! Să nu mă pup, mulțumesc, iubito, să nu mă pup! Că te vei îmbolnăvi, ce frumoasă ești! Ce frumoasă ești și delicată și grațioasă. Asta mică e frumoasă și când stă și grațioasă. Haideți să vedem cu cine stăm noi de vorbă. Nouă, pe noi ne-a deranjat la redacție doamna Elena Voinea. Doamna Elena, aveți microfon? De ce ne-ați deranjat la redacție? V-am deranjat din propriu spus.
văzând prima dumneavoastră emisiune, la prima, da? În care ați ajutat o fetiță balerină care avea posibilități financiare mai slabe. Și m-am gândit la copii, partenerul fetiței mele are și el o situație mai slab financiară și ceea ce fac și ei... Și o căruță de talent. Mai ales. Mai ales. Deci ca să înțelegeți despre ce o să vorbim, lucrurile stau în felul următor. În nesfârșita ei generozitate, Elena a pus mâna pe calculator și ne-a scris așa: eu am o fată balerină. Ajutorul pe care îl cer nu e pentru fata mea și nici pentru mine, este pentru un foarte bun prieten și extraordinar de talentat partener de dans. Imediat după asta o să vedem ce știu ei să facă, dacă sunt buni, că poate nu merită, nu? Zic și eu. Adresa este pe ecran, dacă mai cunoașteți asemenea cazuri. Aș vrea să întreb regia. Vă rog frumos să vă temeți de mine, că fac și eu toate eforturile. Dacă putem să executăm primul dans. Putem să executăm primul dans. Lăsați, vă rog, microfoanele și mergeți să dansați. O să vedeți doi tineri absolut spectaculoși. Și eu nu zic mai mult, că pe mine nu o să mă credeți după ce... Treceți liniștiți. Așa. Pe mine nu o să mă credeți. De-aia ne-a dat statul ochii, ca să ne uităm și să decidem noi înșine. Numele lor sunt așa: Adrian Nicolae Perian, băiatul partener, și Ștefania Alexandra Voina, fata parteneră. Și apoi. O să reluăm un pic povestea noastră. Elena este cea care ne-a trimis un mail pe adresa teolive@primatv.ro. Adrian este din Breaza, are 15 ani, este elev în clasa 8-a, face dans sportiv și popular de 2 ani și tot de 2 ani este partenerul Ștefaniei, care este fata Elenei. Și acum o să o întrebăm pe Ala. Ala Pihuț este coregraful care se ocupă de ei. Noi îți dai seama, ne-am uitat și noi ca mâța în calendar. N-am înțeles mare lucru. Dansul pe care l-am văzut e unul greu? Ei pot mai mult de atât? Unde ne aflăm în momentul ăsta? Să rămână. Bine v-am găsit. Dacă mai zici odată să rămână, am tors singură cafeaua în cap. Deci nu pot să cred. Nu știe de că vine... Spune lumea vine de la antrenamente, nu știe. Uite că la mine cât sunt de tânără, am 16 ani. Cred că a vrut să-mi zică mie să rămână, nu ție, am greșit adresa. Ani înainte de revoluție, mult. Era Ceaușescu minor când aveam o și 16 ani. Să rămână, ai dreptate, foarte bine. Bună, tu. Așa, iubita mea.
Deci, să vorbim despre dans. Da. Dansul pe care l-au dansat acum se numește CLCA, face parte din secțiunea Latino și bineînțeles că pot mai mult. Nu mi-a plăcut deloc cum au dansat. Da? Da. De ce? Pentru că, ca și coreograf, întotdeauna trebuie să-ți dorești mai mult de la copii, nu? Aoleu! Păi atunci când zici că este bine... Da, te-ai plafonat și s-a terminat exact, povestea. Exact. Da. Sunt copii foarte talentați și am încredere în ei. Mi se pare că sunt făcuți pentru asta amândoi. Așa e. Mi se pare că sunt construiți pentru asta și mă uitam la felul în care se mișcă. Nu știu dacă vreunul dintre noi aici de față e în stare de o asemenea performanță. Pe de altă parte, sportul pe care îl practică este unul destul de costisitor pentru părinți și pentru familie. Da. Dansul sportiv, toată lumea știe că fără bani nu poți să-l practici. Efectiv nu poți să-l practici pentru că, în primul rând, antrenamentele sunt foarte costisitoare. Foarte costisitoare. Dar de ce antrenamentul? Ce poate să coste un antrenament? Să vă dau un exemplu. Eu cu partenerul meu, când fac antrenamente cu un antrenor din Italia, pentru o oră de 45 de minute, plătesc 150 de euro. Ia! Înțelegeți? Da. Da. Astea sunt antrenamente ocazionale, să zicem, că nu ai în fiecare zi banii ăștia. În afară de asta, trebuie să plătești o taxă lunară. Când ai antrenamente, duci la clubul de dans sportiv, trebuie să plătești o taxă lunară, care este destul de mare. Și noi care ne gândeam că, de fapt, costumele și încălțările sunt cele care costumele este altă poveste. Altă istorie. Ca să, după ce ai o pregătire, o anumită pregătire, te duci la concurs, bineînțeles, vrei să vezi în ce stadiu ești, unde, dacă vrei să faci performanță. Și nu poți să apare oricum. Orice artist investește în imaginea sa. După părerea ta, cei doi vor face performanță? Da, absolut. În primul rând pentru că își doresc acest lucru și asta este cel mai important. Singura lor problemă este că nu au această posibilitate materială să facă acest sport. Ca să vedeți până unde poate să meargă bunătatea umană. Vă spuneam înainte că Elena ne-a scris la redacție și în ciuda faptului că vă dați seama că nu o gonesc banii acasă cu, de acasă cu biciu, mi-a spus, nu știu dacă neapărat pentru fata mea mi-aș dori un viitor... Pentru că eu aș putea să mă mai chinui. Mi-aș dori foarte mult pentru partenerul ei. Deci mi se pare gestul tău cu atât mai frumos cu cât este complet dezinteresat. Performanța în cazul ăsta îl așteaptă pe ăsta mic, ca să mă exprim așa, al cărui nume complet este Adrian Nicolae Perian. Dacă însă are un mic șut în... Înțelegeți ce vreau să zic. Căci pasul înainte, el știe să-l facă singur. Pauză publicitară, ne întoarcem imediat.
Interesant! Interesant, aș putea spune. Adrian și Ștefania sunt doi tineri balerini care au venit în emisiunea noastră ca să se ajute unul pe celălalt. Și anume, mama ei ne-a dat mail ca să-l ajutăm pe el. Între timp, ea, repetând, și-a rupt papucii de dans. Arată-mi ce... Deci, atâta vreau să vă arăt cum arată... Cum dansezi tu așa? Și acum ce facem? Dansezi așa, n-am ce să fac. Păi de cap. Iar el n-a scos un cuvânt de la începutul emisiunii. Ia microfonul și zice ceva că te mănânc. Bună ziua. Bună ziua și mai cum. Și bine v-am găsit. Sunt în clasa... Mă numesc Adrian, sunt în clasa 8-a. Și de ce vrei să te faci tu neapărat dansator? Pentru că este hobby-ul meu. Îmi place cel mai mult dansul. E ceva ce te-ar putea ajuta în mod special să-ți atingi visul? Nu știu, sigur, dar... După părerea ta, ești construit pe dinăuntru în așa fel încât să ajungi la marea performanță? Cred că da. Dar totuși ești foarte emotiv. Sunt o fire mai... Ești o fire mai sensibilă. Ar fire de artist, e adevărat. Tu unde credeai că vii? Eu am crezut că vin la un antrenament de la București. Și când tu am ajuns de unde? De la Breaza. Aha. Județul Prahova. Și Elena ce ți-a zis? Că vii la un? La un antrenament de la București. Da. Și noi practic n-am fost chiar un antrenament de la București. Nu. Ala, ce ar trebui să îi oferim noi tânărului ca să meargă mai departe? Adrian, după capul tău, că tu știi cel mai bine. Ce ar trebui? De ce are el cea mai mare nevoie, nu? Păi, în primul rând, niște pantofi. Că un dansator fără pantofi nu există, nu? E adevărat. Și apoi o costumație pentru antrenament. Da. Și poate una pentru concurs. Să-i arată și el ca un dansator la un concurs. Chiar avem la București, pe ce dată? 18, parcă. Da, în curând. Și ești invitată. Mulțumesc foarte mult! Adrian, înainte de al doilea dans, aș vrea să știu despre tine, despre părinții tăi, despre familia ta. Ce sunt ei? Ce fac ei? De ce nu sunt cu tine? Mama mea este în public, iar tatăl meu este acasă. Și te privește? Da. Au venituri mititele, după câte știi tu? Tata nu lucrează, iar mama lucrează la o întreprindere unde este gata să se oprească. Aolea! Și atunci ce o să ne facem? Ne gândim în momentul cu pricina. O să ne gândim noi la mai multe. Hai să vedem ce am pregătit noi pentru Adrian. O să rugăm pe tânțelul să ne aducă surpriza, cadou. Pentru că trebuie luate măsuri perfecte pentru tine. N-am putut să-ți oferim ceva acum, deși mi-aș fi dorit foarte, foarte tare. În schimb, citește tu. Teo Live. Acordă lui Adrian două echipamente complete pentru dans sportiv. Mulțumesc mult! Cu toată dragostea! Mulțumim foarte, foarte mult, Elenei! Mulțumim, Alei, foarte mult pentru faptul că ne-au adus acest caz. Vedeți, noastră, noi nu vrem, vă spuneam și mai devreme, să schimbăm lumea. Mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, Adrian tot va ajunge la performanță. Noi am vrut doar să facem un așa fel încât să-i dăm un număr așa în spate, un picuț, haide! Pentru că sunt momente în viață în care un costum poate să facă diferența, un șiret poate să facă diferența. Și o să vedeți despre ce vorbim. Cei doi copii sunt extrem de talentați. O să-i vedem pe scenă și mai ales, ce mi se pare și mai important, o să fim cu ochii pe tine de-a lungul timpului. Și dacă nu faci performanță, venim și îți luăm papionul. Hai să vedem ce de-al doilea dans. Vă mulțumesc foarte mult! Iar Ștefania, ai grijă la pantoful ăla, firariel să fie de pantof, că ne-a lăsat când ne-a fost mai greu. Ca să vedeți ce înseamnă ironia sorții. Mai devreme, acum vreo câteva zile, spuneam în emisiune, domne, avem pe scenă parchet. Scoateți parchetul, puneți mochetă. Vin balerinii noștri și ne spun, știți, noi ca să dansăm avem nevoie de parchet. Și eu tocmai am scos parchetul să punem mochetă, că veniseră dansatoare de la cutocuri înalte. Băi, ne rupem picioarele, ne dăm cu zgaibaracele sus pe aici. Ok, para salvar la o să zgaibaracos, am scos parchetul, am pus mocheta. Acum Dumnezeu cu mila lui cea mare, succes, mult, ținem pumnii. Was a perfect thing to make you rock, yeah. Everybody.
a knee. Come on to the jailhouse rock with you, Liz Riley. Everybody, Liz Riley. Everybody in the old cell block. Let's dance to the jailhouse rock. Să vă uitați că v-am filmat pe teoliveshow.ro, neapărat. Și dumneavoastră puteți să vedeți, pentru că vă dați seama, eu eram nebunită după pantofii fetisic, poate se desprinde pe aici și am talpa. Vă rog să ne trimiteți și SMS la 1228 cu textul Teo, vedeți ce se întâmplă, că se întâmplă și o dată pe săptămână o cameră de la pro.ro va aparține. Lucruri frumoase azi în emisiune. Baletul a stat ca să îl susțină pe Adrian, să o susțină pe Ștefania. Toată lumea a rămas în platou. Îmi pare rău că nu i-ați văzut. Erau foarte entuziasmați și însufletiți, pentru că văd tinere talente care să le calce pe urme. Da? Noi nu vom mai fi, vă veți aminti că am avut odată balet. Niște babe și niște moși. 23-24 de ani. Ce să-ți povestesc? Gata, la vârsta asta s-a terminat. Te vreau să te necăjesc. Ce-i mare lucru? Vom vorbi în continuare despre, vă spuneam, lucruri frumoase. Nu știu cum o să facem, că la noi în platou este destul de răcoros și astăzi vom vorbi despre o prezentare de lenjerie intimă alături de Alina Grinea, care este designer și care este și ea puțin însărcinită. Ești ea puțin însărcinită. Cât de însărcinită ești? 10 săptămâni. 10 săptămâni, da. Dar Ciana e în 32. Deci încă mai avem de tras. Oricum, dacă reușim să ne împrietenim în emisiunea asta, după aceea o să puteți să transferați sfaturi de la una la cealaltă. Mai ales de la ea la tine. Unde ai fost? Ce ai făcut în ultimul timp? Ce ai făcut la Paris? Ce ai cătat cu Zoran? Zoran 20, a filmat. 24-27 ianuarie a fost Salonul Internațional de Lenjerie de la Paris, unde compania noastră a participat pentru a 10-a oară. Și... Explică-mi și mie, te rog frumos, că tu poți, ești singura care poți să mă dumirești și pe mine, care e treaba cu lenjerie? Niște chiloți și niște sutiene, adică ce poate să fie? Da, poate să aibă glugă, poate să aibă pelerină, poate să aibă tot? Așa. Nu! Zi, barbule! Pelerină poate să aibă, da. Pelerină poate să aibă niște chiloți? Tu vrei pelerină? Cum să aibă pelerină? Cum să aibă pelerină, mă? De artistul e regulă. A, de-aia mă puneai pe mine să cupăr cu glugă, am înțeles! Lenjeria ține și ea de un trend, se schimbă din 6 în 6 luni. Aoleu, și eu care schimbam zilic, sunt paraschivă. Trendurile se schimbă, colecțiile se schimbă din 6 în 6 luni. Și la Paris am participat în colecția de toamnă-iarnă 2008-2009. Ce de lume! Am participat cu două branduri, Lolidon și Prelude, și cu două standuri. Este prima dată când participam cu stand separat pentru brandul Prelude, care este un brand haut de gamă. Aici puteți vedea standul Jolidon. Este unul din... Nu trebuie să pronunțăm atât de des aceste firme, că o să mă ia și pe mine cineva la omor într-o bună zi. Este dar fetele astea... din cele 8 standuri care au nu era Ana? Aprobarea. Era Ana! De a avea show în stand. He? Așa, 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 și pentru asta... Și am avut un show cu dansatoară. În spate era Dumba. Da, și mie mi s-a părut. Incredibil, scuze-mă, da. Eu le știu pe modele. Da, pe dansatoare. Exact. Acesta este standul Prelude, într-o manieră barocă.
ce poate să fie baroc la niște chiloți, iubita mea? Asta încerc să te... Standul este mobilierul și standul este gândit într-o manieră barocă, iar produsele le veți vedea și în prezentarea care am pregătit-o pentru dumneavoastră. Au și ele o anumită notă exclusivistă. Fii atent aici. Te rog să fii impresionată că spun o întrebare gravă de tot. Care sunt tendințele chiloților și stupienelor, adică lenjerie intime pentru toamnă-iarnă 2009? Se mai poartă chestiile alea pe care se intră în toate... Era un amic. Uite, cu glugă. Acesta exact. Este un balconet francezesc. Era un balconet francezesc. Care era un balconetul? Da, sigură. Care era balconetul? Așa se numește acea tipologie de sutien prezentată. Și acestea sunt niște bandouri. Imaginile sunt de la defileul realizat de organizatorii târgului, unde participă cele mai importante firme, dar nu chiar toată lumea. Da, toată lumea bună, asta am vrut să zic. Toată lumea bună, da. No, no offense. Am văzut și eu ceva pentru mine acolo. Da, am văzut. Uhala de baie mare. Am văzut, uhala de baie mare. Anul acesta este un eveniment special pentru noi, pentru că avem 15 ani de când s-a înființat compania și de aceea grupul editorial de Sud Angel a scos un supliment Intima, care este în exclusivitate cu noi. Și care e problema? Eu n-am mai găsit de mult pe piață și îți spun ca prietenă, niște chiloți. Ceea ce găsesc eu pe piață sunt niște A, bilete de tramvai, B, batistuțe, C și returi. Ori eu nu știu nici cum se așează. Pentru că la un moment dat era una cu un triunghiuleț așa. Și zic, poate se pune în spate ca să nu o tragă curent. Dacă se pune în față, atunci ce face în spate? Înțelegi ce vreau să zic. Acum se fabrică și chiloți? Da, se merge pe o maximizare a formelor, să zic așa. Nu se mai poartă atât e de mult tanga. E ca la calculatoare, s-au făcut mici așa. Și încep să se poarte mai mult brazilienii și ce pentium. Ce înseamnă brazilienii? Este niște un zi mai este plin. Niște bărbați, așa? Nu, nu. Deci nu se mai poartă chiar așa stilul minimalist. Se poartă brazilienii. Adică de unde? La norocul meu numai olteni. Iată prima parte a prezentării noastre. După ce ești frumoasă, cozi, deși duci la solar, nu ți-ar fi rușine obrazului. Nu te auzi că s-a supărat. N-are nimic. Este un bandou cu un brazilian, după cum spuneam mai devreme. Un bandou cu un brazilian? Da. Un corset cu un slip. Da. Este dintr-o microfibră specială, brodată. O dantelă foarte fină, combinată cu saten. Barbu, fii atent ca să te dau pe spate definitiv. Se mai poartă un, contrast, între negru și roz. A zis da, bine? Da, yeah! Se poartă contrastele roz cu negru, crem cu negru și culorile pudrate. Uite, asta mica a venit deja îmbrăcată. Dacă îi pui o fustă, poți să o trimiți la bancă. Da, este un corset gândit pentru outwear. Frumoase, pot să zic o răutate, dar care sper să vă placă. Și mai vă mirați. Vine cu brazilianul și cu cutare, se întoarce să mestece în mă... Scuzați, mă văd și eu la televizor sau vorbesc aici cu barbă? Deci vă dați seama, să mestece puțin în mazăre. Ciulama. Surprise! În ciulama. Nu știu, cum brazilianul. Păi brazilianul în seria următoare, ciudatule.
Brazilianul a venit primul, deci brazilianul era cu bandou. Este domnișoara din dreapta, extremă. Dă-te Giovanni. Dă-te Giovanni, ca să vadă și el brazilianul. Vedeți? Ce mă enervează pe mine e că costumele sunt frumoase, adică lenjeria e frumoasă, modelele sunt frumoase și eu nu mă pot uita decât ca la mașini străine. Adică, nu este adevărat. Cum nu este adevărat? Adică faceți și pentru hipopotam? Și cum poartă hipopotamul brazilian? Că un bandou. Ca să-mi pun eu un bandou. Un bandou. Trebuie un val de material. Adică... Da, dar un bandou se pretează și pentru mărimi mai mari. Da? Da. Eu îmi iau ceea ce se numește kilos de tablă, dacă ați auzit vreodată această expresie. Foarte bun, dintr-un material ignifugabil, de cort. Se ridică până la această înălțime și practic te ține să nu te reverși. Din... Dacă e cazul. Unde e cazul? La mine nu. La noi în platou este în continuare foarte frig, fetele schimbă ușor culoarea în blumarin, dar dacă sunt așa frumoase, să plătească. Lasă-le acolo. De ce să se ducă să se schimbe? De ce să se ducă să se încălzească, să stea aici, te revază toți? Înțelegeți ce? Mai avem și o a doua parte a colecției? Sigur că da. Care, ce își propune? O a doua parte a colecției, unde veți vedea modele din brandul Prelude. Un brand. Eu vă spun că nu e bine să zicem de prea multe ori brandurile astea speciale. Că cineva o să-mi taie gâtul într-o bună zi. Deci ce am văzut până acum, pe mine de ce mă uimește? Primul model și al doilea model sunt îmbrăcate, după părerea mea, de bal. O fustică mică și am rezolvat o problemică mare. Adică, cum să te culci așa? De fapt, te îmbraci așa ca să te culci. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm data viitoare. Imediat după pauză, cu ținutele următoare. De vreun sfert de oră suntem în lumea celor care nu cuvântă. Cuvântă, în schimb, barbu când le vede. Fetele pot cuvânta, dar ceea ce poartă ele nu prea are putere să zică, știți? Ne-am aventurat în lumea lenjeriei intime, astfel încât să mai aibă și barbu bucurie. Barbu are... Priviți! Are acasă doi copii și o soție pe care iubește din suflet și nu se uită după gagici niciodată. Niciodată? Nu. Admiră doar colecția de lenjerie intimă, astfel încât să-i cumpere și soției o pereche două. Clar, mulțumesc. Pentru puțin. Și bere. Ha! Stai că s-a terminat lucrarea. O frumoasă ce? Este un balconet. Un balonet? Un slip. Un balconet. Dar care e diferența între balconet satin și push-up? Că nu înțeleg. Push-up-ul are pernuțe care se ridică. Și balconetul poate și să balconet aibă, dar depinde de forma și de funcția sutienului. Un bandou. Este balconet? Este un bandou. Sunt destul de asemănătoare. Trebuie facultatea de bandonet. Înțelegi că nu un bandou. Un triunghi minimalist dintr-un satin imprimat cu inserții de dantelă Livers. Este o dantelă specială care încă se lucrează manual într-o anumită zonă din Franța. Se lucrează pe războaie de acum 100 de ani și modul de bobinare este manual. Se bobinează manual. Un corset din satin jacquard cu inserții de broderie. Are balene? Da, are balene. Aici am vrut să ajung. Tanța mă tot întreabă dacă se bagă la mașină sau se spală de mână. În general, în mod normal, lenjeria ar trebui spălată cu mână. Da. Nu trebuie băgată la mașină, nu trebuie spălată cu detergenți, cu agenți de înălbire, pentru că se deteriorează foarte repede. Și un body din dantelă Livers, de asemenea, ultimul produs, cel negru, cu o formă specială,
Dacă era un pic mai plin aici, era da, mai bine. Da, da, da. Exact așa am primit eu cadou. Îl port mereu, îmi ține de cald. Și asta îmi podobit cu cristale, Zvarovski. Cea de-a doua domnișoară, un pic să centrăm mărgeluțele ca să nu se interpreteze greșit. Așa. Așa, așa, așa. Mai bine, ca să nu avem vorbe la proces. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, ne-ați ofticat deosebit. O să vă vânăm cu pixurile ca să vă scoatem ochii de... Hai, la revedere, lăsați-ne. Cu bandonetele și balonetele și toate alea. Dacă dumneavoastră ați vedea, deci dacă eu aș face același lucru acum, de dragul artei, credeți-mă că nu v-ar mai trebui 100 de ani pace, nimic. Mulțumim frumos încă o dată, succes. Observăm că lenjeria intimă... Lenjerie intimă, asemenea calculatoarelor, obsedatul de Ionuț! Ionuț! Ioane! Mulțumim foarte mult! Ah, stai, măcar să facem... Stai, să facem, să îi placă și lui Ionuț o treabă. Și puteam să-mi dau pantalonii jos. Eu am luat o vitamina C, cutia medicală e acolo. Vrei să iau lui Barbu medicament acolo? Nu mulțumesc, ce-i trebuie lui nu se dă decât pe bază de prescripție medicală. Tot ceea ce am filmat eu și eventual Barbu, că n-am fost atentă la el, puteți vedea pe teoliveshow.ro. Puteți să ne trimiteți de asemenea SMS-uri la 1228 cu textul Teo pentru a vedea dacă sau nu câștigați săptămânal o cameră video de la Pro.ro. De câștigat, câștigă sigur cineva. Nu știu dacă nimeriți din prima. Alex i-am așa, ori își bate joc de mine, ori crede că sunt o babă scelerată. Pentru că de... Eu îi pun întrebări pentru prima oară. De exemplu, de ce scrie 1955 pe antebrațul lui? Și zice, amă, doamne, iartă-mă că mă întreb de fiecare dată. Noastră vi se pare normal să spui așa unei femei în vârstă? E lipsă de respect. Este lipsă de respect. Răspunde și tu ce mori dacă îmi zici de fiecare dată, a, ce întrebare originală. Este prima dată când mă întreabă cineva. Este prima dată când mă întreabă cineva. Ce reprezintă acest an? Este anul nașterii tatălui meu. Și iată cum am și anticipat răspunsul invitatului, pentru că asta este experiența în televiziune. Sinergia cu invitatul la nivel intelectual. Atragerea din contingent și evadarea în lumea a viselor. Iartă-mă, a fost o ieșire. Cine sunt cetățenii care te însoțesc? Cetățenii care mă însoțesc? Ește... Ește nu știe să face nimic, să mănâncă, să se culc. Viața e greu, nu, nu tot scoate. Nu așa, fie. Hai să... Tu mă înveți și eu te învăț. La mine e așa. Cine vrea să se joacă, să se joacă. Cine nu, să pleacă, să nu ne mai încurcă. Viața e greu, nu tot scoate. Nu știe să face nimic, să mănâncă, să se culc. Bun. Deci... Nu-i mai mișto asta? Cine vrea să se joacă, se joacă, cine nu se pleacă, să nu ne mai încurcă? Viața e grea, nu te-o scoate? Vreau să învățăm. Așa. Băieții care mă însoțesc, fac parte din trupa mea de pe scenă, mai lipsește DJ-ul, mereu ne pune să-l salutăm. Salutări DJ Speak, e la Moldova, are câteva examene, urăm baftă. Speak, situație. Așa? Îl avem pe Freak, The American Dream. Vine din Slobozia. Da. Da? El este șarpe. Un animal de casă, sper că îți dai seama că secunda în care te-am văzut, zic, hai că a dat norocul peste mine, a venit conector. Așa. Îl avem și pe Cotoi alături de noi. Să rămână. Și pe un geniu neînțeles, un neînțeles al societății. Moga. Nu, el este Rocco. El este coleg cu fetele de mai devreme, este model. Este model. Salut. Voi mergeți peste tot în turnee sau vă mai lasă parția la casă? Nu fac ca alți cântăreți, să ia doar doi dansatori sau... Păi nu, iau mereu cu mine, pentru că am devenit o familie.
Suntem de puțin timp împreună. Să vă dea Dumnezeu noroc, mamă. Da, da. Succes, lasă sperăm că la chipul ăia puși și nu te bate. Da. Bazată pe încredere și respect. O relație serioasă de noapte. Și e totul bine. Totul merge foarte bine. De ce ați venit la noi la emisiune? Că tot nu... Pentru că mie personal mi-era dor de tine. Și să facem gălăgie. Așa, da? El știe să se joacă. Nu trebuia să zici asta. Și pentru că vreau să spun ce reprezintam ăsta. Mulțumesc din suflet. Auzi? Dar pe părți mai acoperite ești tatuat? Nu. Nu. Pe purtica nimic? N-am. Eu te-am văzut că dacă dragostea dispare, da, pachetele e tot mai mare. Era cam plin așa. De pachetele? Da. Știți că n-am mâncat mult înainte și n-am băut apă deloc înainte. Pot să zic din casă? Da. Noi la un moment dat ne-am antrenat împreună, că el numai asta face, el se antrenează practic tot timpul. Eu mă antrenez mai mult psihic. Adică citesc mult la sală. Ne antrenăm de curând... Are cineva grijă de noi, doamna Rovența, o salutăm, sărut mâinile. Rămâna! Are grijă de noi pentru că la vară trebuie să fim foarte bine puși la punct. Este adevărat că odată era un timp când îți amintești și atunci când valurile vieții trec peste tine, mai faci odată școala de șoferi, iar mai dai un leu, iar mai tragi odată. Este foarte adevărat. Și eu la fel. De câte ori ai făcut-o? Asta e a doua oară. A treia oară te-am bătut. Știi cum conduc cu ochii închiși? Sunt convins. N-am carnet, mulțumesc din suflet. Sper să iau carnetul cât de curând. Dar de ce? Pentru că e normal, cred eu, ca la o vârstă să ai și carnet. Măcar să-ți demonstrezi că ești în stare să șofezi. Ai mașină? Asta vreau să întreb. Am mașină și de tunț și de cusut Ileana, dar am mașină și vreau să o conduc la un moment dat. Și cât de nebuni sunt ăștia? Ăsta și Sebi. Și-au luat mașină și n-au carnet. Adică, înțelegi, este ca și cum ți-ai luat... Ți-ai luat casă în Iași și ai locuit în București. Sau soție și ai dormit pe canapea. Speak. Sebastian e adevărat, la banii lui are și șofer. Tu ai șofer? Nu am șofer. De ce n-ai șofer? Știi ce mișto e să ai șofer? Îl dai afară, l-angajezi, îl dai afară, l-angajezi. Nu sunt atât de snob să spun că am șofer. Scuză-mă, Sebastian. A spus că nu e atât de bogat încât să aibă șofer. Ai înțeles tu greșit. Sebastian are șofer. Îl dă afară tot timpul. Noi pentru asta trăim în redacție. Îl dă afară pe Jami. L-angajează pe Jami. Așa. E un fel de viață și asta. Da, e adevărat. Get a life. Acum, am înțeles că lansați ceva în emisiunea noastră de mare angajament. Da, este pur teoretic. Când cântăm la o televiziune această piesă. Aplauze! Aplauze. Este noul meu single, se numește Doamna mea. Sunt fericit că am făcut și videoclipul. Încă nu este gata videoclipul. În regia lui Iulian Moga. Îi mulțumim și lui. Este o seară a mulțumirilor. Vreau să le mulțumim tuturor. De asemenea, Alexia Mașa, împreună cu băieții de la Flamingo Boys, încearcă să susțină și chiar va susține. Și că va trebui să susțină la greu, vă dați seama. Cred că precum Atlas Pământul... Precum Atlas Pământul va susține o serie de spectacole dedicate sexului frumos. Între date, până 1 martie, când vin toți bărbații să te zbracă, o senzație că ne lasă late. Adică, iubito, 1 martie. Iubitule, ești același ca acum 3 zile. Mi-aduc aminte că acum 2 ani, au venit la emisiune cei de la Chip and Dale's. Vreau să vă spun și să declar în fața întregii națiuni că îl bătrân de la Chip and Dale's, OJ ăla care avea 38 de ani atunci, mi-a zis așa. Mie mi-a zis. Honey, you're okay. Vă dați seama că n-am dormit o săptămână, transpirații reci, dușuri fierbiți și acum sunt puțin delusional. Deci, stați așa să... șervețele, că mi-e să nu cu oarece, știți? După o vârstă, ați văzut. De pe scenă, de pe aici, pe scenă. Hai, duceți-vă pe scenă, că nu știu cum să vă zic. Și premieră, această piesă n-a mai fost cântată, videoclipul va fi gata în curând. Iam așa, toți colegii și cei de la Flamingo se vor duce să... într-o serie de concerte, la care vă invităm din tot sufletul. Ce am... mai zic o dată ce am filmat, găsiți pe Teo Live Show? Nu mai zic. Mâine vine așa, Olga Delia Mateescu, cu care sunt eu prietenă și care vine să ne arate un spectacol pe care tocmai l-a pus în... Direct de la Paris vine Lili Sandu
cu niște noutăți? Și ce ne trebuia să zic eu? Dar n-am mai apucat că s-a băgat asta mica peste mine. Și Simona Nai, despre care se spune că piesele la Eurovision ar avea o problemă. Dar până mâine la 4 jumătate, până să mă alături de... Mai tăceți din gură că m-a zăbăcit. Alexia Mașa. Yeah.